Așa este, Roxana, alături de mine este antrenorul celor de la Chiașna, Marius Șumudică. Domnule Șumudică, a doua înfrângere într-o săptămână, în prima etapă... Lasă-mă că plec, m-ai omorât, a doua înfrângere într-o săptămână. Zici că am pierdut 7 meciuri la rând, a doua înfrângere într-o săptămână. Vrei să mă întrebi altceva, că plec dacă nu? Păi ce, a doua înfrângere într-o săptămână, ești pe mână cu Chirilă, cu cine ești? Păi ce tot mă luați așa? A doua înfrângere, parcă zici că am pierdut, am retrogradat. Ați avut o primă repriză în care Astra a condus, în a doua repriză Chiașna a condus. Ce am condus? Te-ai blocat, te-ai blocat. Da, un meci, hai că din respect pentru postul vostru de televiziune vorbesc. Un meci cu două reprize diametral opuse. Prima repriză, niște greșeli copilărești ca la minifotbal. Luăm gol din corner, luăm gol ca la antrenament cu călcâiu, 2-0. A doua repriză, nu știu, probabil ați văzut și voi, avem penalti. Arcada spartă, o să vină Matei, să vedem. Arcada spartă, nu s-a dat niciun cartonaș galben. Nouă ne-a dat 7 galbeni. Nu contează. Acum, asta e diferența de valoare. Astra o echipă care este în cupele europene, o echipă care joacă de mult timp împreună. Asta este. Noi facem niște greșeli copilărești. Așa, cu Dinamo greșeli copilărești, cădem din picioare. Acum luăm gol. N-am pomenit nici la junior. Dacă te duci la minifotbal, nu vezi gol din corner. Noi luăm gol din corner. Asta e. 2-0, să închide meciul minutul 10. A doua repriză, avem bară, avem penalti, avem... Asta e viața, ce să... Altă aplomb, altă dorință. A doua repriză am schimbat puțin, am jucat și cu doi atacanți. Dar asta e, ce să face. Sperați să aveți un arbitraj mai bun în următorul meci cu Oțelul Galați? Nu neapărat, dar vreau să-l chemați, chiar vreau să-l chemați pe Maftei și să-l vedeți tăiată toată arcada. Nu se poate, oriunde în lumea asta se spune că în momentul de față, dacă este sânge, se dă cartonaș roșu. Mă, n-am pretenția să-i dai roșu, dar dă-i galben. La mine au fost 3-4 atacuri, la toate au dat galben. E, nu se poate așa să arbitrez cu o anumită balanță. Ok, nu spun că am pierdut meciul din cauza arbitrajului, dar la nivelul unui meci din ăsta te influențează. Dar la noi nu trebuie să vorbesc decât eu. Eu sunt antrenor, eu sunt manager, eu sunt președinte, eu sunt îngrijitor de teren. Vă mulțumesc frumos, domnule Șumudică. Și eu vă mulțumesc. Roxana revin de îndată cu un alt invitat. Nu mai sunt la modă, ne-a demonstrat ieri Claudiu Bleons, iar Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, a ținut să limite. Fetelor, ce m-ați înghețat? Ha? Bună seara! Ce faci? Am venit pregătit, am Jäger pe dedesubt. Arată-mi! Acum? Să vă uitați, să uitați. Mi-a fost frig. Am stat bine, în condițiile astea sunt fericit. Asta apropo că mai strigau câte unii și Șumudică o are mică, da? Stau bine. Odată plătite polițele, Șumudică și-a văzut de conferința de presă. Gata, începem, sunt în direct, mi-ați văzut Jägeri? Gata? Da. Ok. Un meci dificil. Gestul antrenorului nu este unul original. Alaltăieri, actorul Claudiu Bleons și-a dat jos pantalonii într-o conferință de presă. Diferența dintre cei doi, colanții. Unul îi avea, celălalt nu. Așa mică cum era, să ce-i treaba cu el? Actorul și-a motivat imediat gestul. De ce, nene? Ce atâta jenema? Ce am ajuns o țară de farisei? O noapte. Șumudică, Marius Șumudică, unul dintre cei mai imprevizibili antrenori de pe la noi. A antrenat echipe precum Rocar, Intergaz, Progresul, Astra, Farul, Gloria Bistrița, FC Brașov, FC Vaslui, Universitatea Cluj, Concordia Chiajna. Dar dintotdeauna imaginea sa a fost asociată cu... Rapid, deci... Sunteți pregătiți? Psihic? În glumeților. Păi să începem atunci. Șumudică se supără tare repede și pe niște fleacuri. Să luăm un exemplu. Aprilie 2012, FC Brașov, echipa pe care o antrena atunci, pierdea la ultima fază marele derby cu Concordia Chiajna. Scor 2-3. Prima lovitură de ciocan a fost anularea golului valabil în momentul în care a centrat Di Stefano. Deci, jumătate de metru mingea nu iese afară, gol valabil anulat de domnul Vidan. A doua lovitură de ciocan a fost validarea unui gol al Chiajnei marcat dintr-un offside de 2 metri. Asta
asta este execuție în direct. La faza asta și eu ridicam fanionul cu burta care o am, alergam și ridicam fanionul. Asta e deja de orb ăla care merge cu bățul să treacă zebra și nu se împiedică de bordură. No, hai că de data asta cam exagerat și Șumudică. Dar nu-i bai, că s-a mai calmat omul atunci când a ascultat explicațiile pertinente ale arbitrului asistent. Au fost un meci cu nenumărate faze. Nu m-am așteptat să fie un meci atât de greu. A fost un meci cu neașteptat de multe faze. Eu personal n-am mai avut de mult în campionat la noi meci cu atâtea faze. Nu am așteptat, am avut foarte multe faze. Ce să mai... Nu m-am așteptat să fie atâtea faze. Cred că au fost 30-40 de situații, a fost, n-a fost offside. Atacam valul și de o parte și de alta, mai ales pe final. Flux, reflux, valurile. Erau până alte. Dar bine, așa și ne-am înnecat noi, la sfârșit ne-am înnecat Brașovul. Te-a avut și ghinion pentru a ține gol la ultima fază. Ce mai poate fi de spus? Mi-ați luat 2 ani din viață, domnul Vidal. Ieri. Mi-ați luat 2 ani din viață și mi-au apărut vreo 50 de fire albe. O să ne întâlniți tot la viitoare să contribuiți puțin la vopsea, vă rog. Un sfat bun ar fi scoaterea din lot a fotbaliștilor care ratează mult ca să nu mai bulverseze arbitrii. Că cine știe ce decizii mai au de rămâne săracul Șumudică fără fire negre de păr în cap. Nu râdeți, că oamenii negru sunt foarte sensibili la execuțiile jucătorilor. Ne explica mai de mult fostul șef al arbitrilor, Vasile Avram, cum stă treaba cu comunicarea jucător-arbitru. Atunci când un jucător sau mai mulți jucători ratează din situații favorabile, aceste lucruri afectează prestația arbitrului. Prestația cui? Prestația arbitrului. Aveți ce bătăie, dau mâine la vârful de atac, a ratat 3 ocazii. Jurnaliștii s-au speriat de această latură violentă a lui Șumudică și la următoarea conferință de presă au păstrat distanța regulamentară de 9 metri și 15 centimetri, evident. Și stați așa departe, că mi-am dat cu deodorant, am venit mai aproape, miros frumos. A venit mai aproape, lângă mine aici. Da. Deci a fost doar o alarmă falsă. E și normal. Șumudică se comportă cu jurnaliștii ca și cum ar face parte din familie. Ouu, fetelor, ce m-ați înghețat. Da? Bună seara. Ouu, ce faci? Am venit pregătit, am Jäger pe dedesubt. Acum? Dezorientat sunt. Mi-a fost frig. Am stat bine, în condițiile astea sunt fericit. Asta apropo că mai strigau câte unii și Șumudică o are mică, da? Stau bine. Abia acum poate să înceapă conferința de presă. Gata, începem, sunt în direct, mi-ați văzut Jägerii? Gata? Ok. Un meci dificil. Asta dacă nu se nimerește vreun jurnalist care să fie pe mână cu Ionuț Chirilă. Că domnule Șumudică, a doua înfrângere într-o săptămână, prima etapă... Lasă-mă că plec, m-ai omorât, a doua înfrângere într-o săptămână. Zici că am pierdut 7 meciuri la rând. A doua înfrângere într-o săptămână. Vrei să mă întrebi altceva că plec dacă... Păi ce, a doua înfrângere într-o săptămână, ești pe mână cu Chirilă, cu cine ești? Păi ce tot mă luați așa? A doua înfrângere, parcă zici că am pierdut, am retrogradat. Ați avut o primă repriză în care Astra a condus, în a doua repriză Chiașna a condus. Ce am condus? Te-ai blocat. Da, un meci, hai că din respect pentru postul vostru de televiziune vorbesc. Un meci cu două reprize diametral opuse. Prima repriză, niște greșeli copilărești ca la mini-fotbal. Luăm gol din corner, luăm gol ca la întrabei cu călcâiul, 2-0. A doua repriză, nu știu, probabil ați văzut și voi, avem penalti. Arcata spartă, o să vină Matei să vedem. Arcata spartă, nu s-a dat niciun cartulaș galben. Nu, ne-a dat 7 galben. Vreau să aveți un arbitraj mai bun în următorul meci cu Oțelul Galați? Nu neapărat, dar vreau să-l chemați, chiar vreau să-l chemați pe Matei și să-l vedeți tăiată toată arcada. Nu se poate, oriunde în lumea asta se spune că în momentul de față, dacă este sânge, se dă cartonaș roșu. Mă, n-am pretenția să-i dai roșu, dar dă-i galben. Așa este, domnule Șumudică. Ce ți-e și cu stilurile astea moderne de arbitraj? Nu mai sunt ce era odată. Așa cum nici faulturile nu se mai fac cum se făceau odinioară. Fatality.
ce a fost a fost. Acum Șumudică este... Eu sunt antrenor, eu sunt manager, eu sunt președinte, eu sunt îngrijitor de teren. Și atunci când rămâne în pană de cuvinte, devine foarte expresiv. Sunt mulți binevoitori pe lângă echipa asta care... Șumudică a îngropat securea războiului cu Ionuț Chirilă la următorul meci direct. Dar să revenim. Altor jurnaliști le mai ține și câte o morală. Să aveți aceeași corectitudine cum sunt eu corect în meseria mea, să fiți și voi băieți. Să nu fiți pro o echipă, nici rapidiști, nici steliști, nici dinamoniști. Să fiți când se apropie steaua, că se apropie aia, să nu votate, corecți. Sau le urează de bine. Sănătate, să ai parte de confortul din chinelor, să ai parte de confortul din chinelor. Da, bagă-ți-l în c***. Ce meci ai văzut? La dânsul ce e, ziarist sau ce e? Nu, nu știam ce e. Ok. Poți să întrebi, nu? Dă-i un ceai să se încălzească, că e nervos. Mă mir, cum poți să ții pixul la mână după frigul ăsta? Sau mai glumește? În momentul în care echipa dumneavoastră va fi în atac, va pune presiune pe poarta petrolului. Deja ați început să comentați meci, așa, ți-i intrat să... Gătește-te cu pixul ăla, că nici nu știu ce dacă scrie acolo. E pe chineză. Domnule, suntem pregătiți din toate punctele de vedere, vom fi pregătiți să nu sară cineva din tribuna. Sau se mai întâmplă să fie și grăbit. N-am ținut nicăieri de post. Atât nu trebuie să uitați, fiindcă... De afară sau ce? Ai băi, nene, când are și om un chef de vorbă, vii tu repede și îl întrerupi. De două ori. Dacă vreți să mai mă întrebați ceva, cu mare plăcere. Mulțumim. Vă mulțumesc. A fost și ziua ta? Nu, că a zis mulțumim și am crezut că a fost și ziua mea. Toată lumea vrea să-i vadă iegării lui Șumudică. Și că sunt ultima fiță la Paris. M-au înjurat, m-au pus să le arăt Jäger, să le arăt de toate. Mi-am luat și pentru soție și pentru copii. Șumudică este o persoană greu de stăpânit în timpul meciurilor. Mai țipă puțin la tușieri. Mai sărbătorește cât un gol. Cer scuze încă o dată pentru ceea ce am făcut. Practic n-am jignit pe nimeni, m-am bucurat, n-am mai rezistat acestui stres continuu de două săptămâni. Am intrat în teren și m-am bucurat, am fugit la galerie, am plecat pe teren ca să văd dacă mai pot să mai plec bine așa de pe loc. În cizmuliță, fără ghete. Am plecat destul de bine, am avut și prietenii. Ca să nu mai facă plonjoane, generosul George Copos a promis că îl îmbracă pe Șumudică exact ca pe Mourinho. Îl îmbrăcăm în costume de cea mai bună calitate. Nu știu dacă o să-ți mai trebuie să facă plonjoane, că o să-l strângă puțin. Auzind asta, Șumi vrea să pupe pe cineva. Dar pe cine? Ah, pe domn arbitru. Dar din păcate nu toți arbitrii gândesc la fel, simt la fel și iubesc la fel. O să vină unul odată și o să-i bea un pumn la unul și o să-l leșine pe teren cum a intrat ăla și a sărit gard. Pe ce să fac, să stau cu Sanax-uri, cu distonocalme pe buzunar, nu stau nene. Scandal mare la un meci cu Steaua. Mr. Brichetă l-a trimis pe Șumudică în tribune acolo unde l-așteptau cu brațele deschise fanii Stelei. Ei mă confundă pe mine cu un rapidist și un țigan și ceva de genul ăsta, dar sunt mai alb ca jumătate din stadion. Dacă mă urca și în tribună să mă încincuie, asta era ultima. Șumudică e Șumudică. Fără frică. Bă, nu mă antrenorii sunt de bun, mă mâncava și gura. Bă, nu mă antrenorii ăia sunt de bun, cum mă apăr eu în fața comisiei acum? Spuneți-mi și mie. Ce o să zic, că Șumudică e nebun, domne, ea nu știu câta o an. Dracu, trebuie să mă uit să n-am și vreun praf în buzunare, că așa poate să spună în costum de toate. Te aștepți la orice. Să nu vei arunce vreun pliculeț, hai să zică că mi-a căzut mie. În momentul când mi-am arătat Jägerii, când am intrat pe teren de la Împupapă Crăciunescu, am recunoscut în fața tuturor. Da, Șumudică e un cretin. Șumudică știi ce are? Are o coloană care pleacă de aici până aici. Coloană vertebrală, spune lucrurilor pe nume și e antrenor bun. I-am zis la sfârșit, băi Sandule, n-am făcut nimic. N-am ce să-ți fac, Șumi, nu pot să torn mortul de la groapă. Nu îl mai întoarce și m-am nenorocit. Sunt în tribună la Brașov, în loc să alerg pe acolo, să stau să îngheț în tribună. Cine n-are de suferit? Păi, brigada.
completează baremul, 80 de chiftele sau câte 80 de milioane. Dar pe mâna cui am pierdut eu meciul de azi? Vă doresc weekend plăcut și să nu l aveți cu mâna mea. Nu prea e bine să te pui cu Șumudică. Este un jucător care înaintea meciului bea vinul din frigider. Un jucător care are carnetul suspendat prins de băutură. Și la antidoping bea 5 sticle de bere și fumează un pachet de țigări. Fiindcă eu nu pot să tac și să înghit la nesfârșit. Un jucător care aruncă cutia de bere înainte de antrenament unde parchează mașina. Și mestecă 5 lame de gumă în fiecare dimineață ca să nu miroasă. Când intri la el în cameră, este fumul de stă bicicleta dreaptă fără cric. Marius Constantin a zis că are comportament de golan, lucru care l-a scos din minți pe Șumi. Șumudică nu este un golan. Șumudică are o familie, are 2 copii, dar eu n-am venit niciodată sub influența băuturilor alcoolice la antrenament. Ce să faci când o ai mică? N-ai cu cine. Dar și când o ai mare, echipa, evident. Să spun că nu am mică. Păi deja o am la cerii aici. Iau Sanaxuri, iau astea, n-am citit pe ziare, că iau câte 4 Sanaxuri. Aha, deci ăsta este secretul lui Șumudică. Dar nu, că altfel ar sta liniștit la meciuri, trebuie să fie altceva. Tot timpul cam îmi bag câte o bombonică în gură. Nu e Sanax. Să nu mi se usuce gura, că eu vorbesc mult și țip foarte mult. Asta e o bombonică, nu e Sanax. Nu pilule, nu de inimă, nu de... Păcamdată stau bine. Șumudică la Rapid se simte ca și cum ar fi peste tot acasă. Cântă, se distrează, fanii pupă mâna și dedică ce altceva decât manele. Dacă nu mă duc zilnic, la 2 zile, mă duc la biserică, da. Este un loc unde eu mă liniștesc și unde mă simt bine. Simt că Dumnezeu a fost aproape de mine și m-a ajutat enorm în viață. Astra este invincibilă de la venirea lui Șumudică, dar acest lucru nu este de ajuns pentru bosul Astrei. Ioan Niculae este nemulțumit de unele decizii ale antrenorului și pe care le-a exprimat la finalul partidei cu FC Vaslui. Principalul Astrei este surprins de ofurile patronului, mai ales că rezultatele sunt incredibile. După ce l-a schimbat, eu n-am fost de acord poate cu schimbarea lui. Deci Patai trebuie să rămână în geam. Să mai întâmplă câteodată în mers să nu simte mingea în parte. Sunt deranjat de unele afirmații care vin și n-ar trebui să vină după acest joc. Sunt mulți binevoitori pe lângă echipa asta care... Șumudică mai spune că nu se gândește la demisie, dar vrea să aibă o întâlnire cu Niculae pentru a lămuri situația. Ploieștiul fierbe, Astra și Petrolul se vor bate în optimile cupei și o porni deja războiul. Personajul Șumudică are probleme la cap, este atacul lui Răchită. Șumudică a intrat în gura fanilor Petrolului anul trecut. Șumudică oare mic a fost scandala care l-a enervat pe Șumudică în 2010 în cupă la Rapid Petrolul 5-0. Nu am ce să vorbesc cu Șumudică, pentru că am încercat să am un dialog cu personajul. Din păcate are mari probleme. Pentru mine acest om nu mai există. Stau să intru în polemică cu un coleg de-al meu, dacă el atât se... Pretează e treaba lui. Astra, Petrolul e Milan Inter de Ploiești, glumește Răchită. Ndoie și-a dorit Petrolul imediat după ce Astra s-a calificat în optim. Vorbesc cu președinte de la FF să facă meci cu... Da, să vină Petrolul. Să vină Petrolul acum. Oțelul a adus primul titlu din istoria Moldovei și vrea să aducă și prima cupă. În optim, Oțelul a picat cu Târgu Mureș. Este un trofeu care ne-l dorim foarte mult anul ăsta. Vaslui, Dânărea Galați, Pandurii Brașov și Media și Astra 2 sunt celelalte meciuri din optim. Nu sunt supărat că s-a văzut, să zic, eu sunt sincer, s-a văzut o lipsă de prospețime fizică. Eu am ales să joc cu aceiași jucători,
Practic nici nu puteam. Eu n-am lotul atât de numeric ca să schimb o echipă întreagă. Am ales să joc cu aceiași jucători. S-a văzut că încă nu suntem proaspeți. Venim la 3 zile după un meci istovitor din toate punctele de vedere. Dar îmi pare rău că am condus jocul de două ori, am avut avantaj pe tabela de marcaj, luăm gol în ultimul minut din prima repriză și luăm gol acum pe final, după 5 minute, în care n-am putut să ieșim de acolo, dar parcă ne-am molipsit un pic cu fair play ăsta englezesc. Dacă am fost la Londra, n-am tras de timp în momentele respective, ca cealaltă echipă care, sărace, am văzut că aveau crampe și stăteau pe jos tot timpul. Noi n-am fost atât de inteligenți să facem lucrul ăsta. Am respectat competiția, o respectăm în continuare și până la alcătuirea echipei, în sensul că jucăm cu aceia jucători tot ce avem mai bun, dar sunt supărat că n-am reușit să menținem, să menținem diferența. Am văzut că îi reproșați arbitrului câte ceva, probabil fazele controversate ale partidei. La momentul respectiv, atât eu cât și domnul Hagi, probabil că trăim meciul altfel și așa te manifeste. Acum... Păi am înțeles că a fost penalti peste tot, s-a spus că minutul 94 a fost penalti, dar și Gica a avut penalti, etapa trecută nu s-a dat. Probabil există așa o balanță, etapa viitoare îmi va da mie, cine știe, să vedem. Deci veni băieții până la partida cu West Ham, din punct de vedere al oboselii mă refer. Sper să-și revină, trebuie să-și revină, avem două zile în plus până joi, este meciul începutului nostru de sezon. Am întâlnit un adversar foarte bun astăzi, am întâlnit un adversar care ne-a întins clar. Am pierdut amicalul de astăzi cu Werder. Credeți că vor folosi și în partida cu dumneavoastră, eu știu, mai puțin dintre titulari, odihnindu-i pentru meciul cu Arsenal? Păi dacă nu folosește unul care valorează 20 de milioane și folosește unul care valorează 10 milioane, ce crezi că, cu ce mă încălzește? West Ham e West Ham, e o echipă din Anglia, nu e... echipă din Bosnia sau de pe la Belgrad sau din altă parte. Băi, cum îi simți? Sunt optimiști că vor trece de West Ham? Da, sunt optimiști și eu sunt optimist că vom juca bine și că încercăm să ne calificăm. Nu pot să spun dacă vom trece. Am făcut un rezultat istoric acolo, dar n-are nicio valoare dacă nu vom juca acasă să ne calificăm. Tribunele pline, ar fi un avantaj să fie stadionul plin? Da, ar fi un avantaj. Să vedem. Sperăm să vină lumea la stadion. Avem nevoie de suport. Limbeck, când îl vedem pe teren? Cu West Ham. Schumacher și Dina, atacanții despre care... Nu, doar Schumacher este în discuții. Nici nu știu dacă n-a semnat, cred că a semnat. Și în rest, vă mai gândiți la un atacant? Ne-ar mai trebui vreo 3-4 jucători. 3-3? De ce? Nu, sunt foarte fericit de modul cum jucătorii mi-au tratat jocul și ceea ce au făcut pe teren. Și au dorit foarte mult să câștige. Le mulțumesc pentru atitudinea care au avut-o. Au avut o atitudine pozitivă. Sunt supărat pentru un singur fapt. În momentul în care pregătești echipa și reușești să marchezi 3 goluri acasă unei echipe ca și Botoșani și iei 3 goluri din faze fixe, este un lucru care mă deranjează și un lucru care mă preocupă în momentul de față. Noi până acum n-am luat goluri din faze fixe. Ei, astăzi am luat goluri foarte ușor. Ești foarte ușor. Să putea mai mult în seara aceasta? Cu siguranță, ați văzut și voi meciul și mi s-a spus și bine acum că la 1-0 am avut penalti. Am avut penalti, deci este nu știu câta oară, dacă s-a întâmplat să se greșească, în care pot să fac 2-0. Dar probabil sunt decizii de moment, înțeleg, sunt arbitri, sunt oameni, asta este. Dar pe mine muncesc o săptămână întreagă și dacă s-a greșit, la 2-0 eu zic că era destul de greu să ne mai întoarcă cineva. Dar e frustrant un pic jocul echipei și faptul că totuși nu reușiți să concretizați. E mai nevoie de mai multă concentrare fața porții, pentru că prima repriză ați lăsat impresia că dominați autoritar și ați avut destul ocazii. E frustrant, mai pune întrebarea o dată, ce să fie frustrant? Faptul că nu marcați, că nu reușești să marchezi, e vorba de concentrare sau ce? Încă o dată îți repet, am marcat 3 goluri. Să marchezi Botoșanului 3 goluri nu este ușor. Dacă am avut ocazii, înseamnă că suntem o echipă care duce mingea acolo și este foarte important să reușești să marchezi 3 goluri. Pentru mine, care până acum aveam 3 goluri marcate tot campionatul, este un plus la faza ofensivă. Avem probleme la faza defensivă, fiindcă am întâlnit o echipă în coata, spun, care joacă de mult timp împreună, o echipă care anul trecut a fost revelația campionatului, o echipă care acasă își fac punctele foarte ușor, foarte ușor, fiind o echipă extraordinar de aprigă și o echipă care pune foarte multă presiune pe adversar, cu public, puncte, și noi suntem o echipă care acasă jucăm cu 102 de spectatori, dar inimoși, și care jucăm tot ce facem pe teren.
Adică absolut nimic. În momentul în care ai realizări și marchezi 3 goluri la o echipă precum Chiajna, n-ai voie să iei 3 goluri. Deci n-ai voie să iei 3 goluri. Îmi însușesc această problemă, ne vom uita, iar atunci când sunt din faze fixe, este mult mai dureros, mult mai dureros. Aștreagă băieții cu mare interes o victorie aici acasă, iar motiva mai mult. Păi și astăzi, dumneavoastră ce vi s-a făcut? Nu și-au dorit să câștige acest meci? Da, eu zic că iar motiva, eu zic că merită toate felicitările. Eu și eu și managerul general Narcis Zăducan a intrat, i-a felicitat, fiindcă astăzi chiar merită felicitări pentru jocul cum s-a desfășurat jocul. A fost un joc palpitant, un joc frumos și pentru voi, pentru televiziune, pentru toată lumea care se uită, cu goluri, cu acțiuni foarte frumoase. Deci considerați 2 puncte pierdute azi și nu 1 punct câștigat. Da, consider 2 puncte pierdute. N-avem voie să facem astfel de greșeli și să fie lipsă de responsabilitate și de personalitate la fazele fixe. Cât de mult credeți că a contat faptul că Leo Grozav a fost în tribună și nu pe bancă? Da, probabil ne băteau la 3-4 goluri diferență. Bun, vă mulțumim. Cum sunteți? Pentru că v-am văzut în timpul meciului și nu e un secret pentru nimeni, știm cu toții cât de mult suferiți, cum trăiți un meci indiferent de miza lui, mai ales unul ca cel de astăzi. Vă rog. Un pic istovit, mai istovit decât eram când eram jucător, dar merită. Primul rând vreau să-mi felicit băieții astăzi, au făcut un meci bun. Am demonstrat că suntem o echipă care avem forță să revenim de la 1-0 împotriva unei echipe, chiar dacă n-au avut decât 3-4 jucători din, să zic așa, dintre cei care puteau să joace și au jucat anul trecut. Un monument de fotbal, deci Nolan, deci un jucător care a jucat aproape 400 de meciuri în prima ligă. Sunt mândru de jucătorii mei, sunt mândru că am reușit să facem 3 puncte pentru România, atât noi cât și Târgu Mureș, contează foarte mult în coeficient. Și încă o dată îl ajutăm pe domnul Gigi Becali, că probabil el se gândește tot timpul. Asta îmi spune, zice, tu trebuie să mă ajuți pe mine, să câștigi ca să mă ajuți pe mine. Și declara că ce mare rezultat am făcut ieri când am făcut 2-2 cu la Londra. Deci țin să-i aduc aminte domnului Becali pe această cale că am făcut 2-2 la Londra cu primii 11. Și ai lor. Și cu jucători care valorau peste 100 de milioane de pounds la momentul respectiv. Nu putem să ne comparăm cu Steaua. Steaua a fost o echipă mare și este o echipă mare. FCSB-ul mai puțin acum. Să lăsăm ironiile măcar acum. Da, într-o... Și eu dânsului, cum am văzut că a făcut și el comentarii ieri după meci la adresa echipei mele și nu permit. Echipa mea, mereu eu trebuie să-mi o apăr și sunt omul care mi-apăr echipa. Înțeleg că ați avut mari probleme în alcătuirea echipei, foarte mulți jucători răciți. Îmi spunea Geraldo că unii au trecut pe antibiotice înaintea meciului. Cum a fost? 6 jucători, avem probleme cu sinuzite, a fost un virus. Nu știu de unde l-am luat, probabil schimbările astea de temperatură. Am fost în Scoția, am jucat la 10 grade, la Londra la fel, aici 40 de grade, aer condiționat. Dar nu contează, sunt eroi. Pentru mine, ceea ce au făcut astăzi, au făcut un lucru extraordinar, un meci bun, am auzit lumea fericită și pentru mine asta este cel mai important lucru. Și o victorie mare a carierei mele ca antrenor, fiindcă eu ca antrenor, fără jucătorii pe care îi antrenez, sunt zero. Deci tot timpul ei sunt actorii principali și de asta merită felicitați. Împreună există această simbioză și cred că suntem pe un drum bun. Vă mențineți părerea că o astfel de performanță echivalentă cu câștigarea unui trofeu? Bine, acum toată lumea o să pună în umbră, să zic așa, câtuși de puțin rezultatul, având în vedere alcătuirea echipei cu care au venit aici retur. Dar pentru mine a doua repriză de acolo și meciul care l-am făcut acolo, noi acolo ne-am calificat. Deci este echivalent cu câștigarea unui trofeu pentru mine. Apropo de Nolan, că nu a plecat de aici de lângă noi, v-am văzut înainte de repriza secundă, v-ați îmbrățișat cu el, a discutat foarte mult, ne puteți spune? A venit după meciul de acolo și m-a felicitat și mi-a zis că sunt un antrenor tânăr și că dacă... În fine, niște laude aduse la momentul respectiv care pe mine m-au bucurat venind din partea unui adversar. Și am rămas în relații bune și... Din punctul ăsta de vedere merită tot respectul meu. Așteptările au crescut și vreau să vă întreb despre play-off. Ce adversar vă doriți? Că acum după ce ați eliminat pe West Ham United, lumea nu mai acceptă orice fel de înfrângere. La norocul meu apare Fenerbahce, Dortmund. Dar suntem pregătiți, ne batem cu oricine, nu mai contează. Avem o șansă unică, vor fi probabil 180 de minute sau cu prelungiri, poți să știi mai mult de luptă. Nu ne vom da bătuți, indiferent care e adversarul.
Ce vreau să vă mai întreb, fără să umbrez momentul, ce spuneți de ceea ce i s-a întâmplat aseară lui Paul Papp? Lui? Paul Papp. Se întâmplă viața oricărui fotbalist, o seară neagră. Nu cred că, nu știu dacă mai există un fotbalist să greșească de atâtea ori și să aibă și ghinion în momentul în care lovește mingea în gambă să sară în poartă. Dar eu îmi pare rău pentru el, stă alături de el, l-am avut la Vaslui. Eu l-am readus în fotbalul mare, puteți să-l întrebați, fiindcă era la Botoșan la echipa a doua și l-am luat cu mine la Faro, a jucat meci de meci și l-a luat la Lotul de tinere. De acolo a început să crească. Va fi greu să revină după atâtea critici. Este un tip puternic și va reveni. Vă mulțumesc! Ole, 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 ole
meci care l-ați văzut. Cred că aș greși mai mult decât a arătat meciul. Un meci pe care l-am început și avem putea să avem 2-3-0 în primele 10-15 minute. I-am băgat în joc, am întors jocul, trebuie să fugim după egalare, criză de timp, spații și așa mai departe. Precipitare, ratări și toate ingredientele pentru un rezultat nefavorabil. A treia oară când pierdem această șansă, după ce se încurcă CFR și noi facem meci, nu fac și ei meci, nu facem și meci. Sigur, sunt și condiții obiective, a fost o săptămână grea, cu meciuri, trei meciuri noroi, pe terenuri grele, cu număr restrâns de jucători pe care l-am avut la dispoziție, s-a adunat oboseala, Albin a acuzat oboseală și o încărcătură, musculatură, mi-a și spus că nu poate de la început. În aceste condiții puteam să câștigăm jocul, l-am avut la dispoziție, atâta timp să dăm și golul 3. Păcat. Nu vede și fața frumoasă a fotbalului, jucat. Ba da, dar asta spune. Echipei ofensive. Ce să spun, că dacă spun asta, lumea că te retrag spuza pe turta mea. Sigur că am fost echipa ofensivă, echipa cu atitudine pozitivă, care în continuu a atacat, cu greșeli, cu potignel, cu, eu știu, reușite. Dar eu zic că de la început până acum s-a jucat ofensiv la poziția care avem. Ratările fac parte din joc, sigur că aici se poate discuta. Dar, într-adevăr, atitudinea ofensivă cred că nu a lipsit. Și faze de poartă frumoase și ratări, nu ale mai sunt frumoase, dar provenite din faze frumoase. Deci a fost cu Pablo de Lucas că n-a bătut niciun corner? N-a bătut niciunul bine sau n-a bătut? Niciun corner n-a bătut. Lovitură liberă, una, două, am mai bătut, dar corner n-a bătut niciun. A fost numai secșeirea, era când corner... Da, nu, a bătut și Pablo. A bătut și Pablo. Câteva. A bătut. Nu au fost toate bine, poate, dar... Ce să spun? Au ultimele, sau de 7-8 etape, cam același nucleu de jucători a dus greu și eu zic că au reușit să facă lucruri bune. Zic, suntem acolo sus, încă. Semifinalele cupei. Domnul Lățescu, sunteți mulțumit de bilanțul pe care l-ați zis, vă faceți un bilanț de treaba făcută la Petrolul? Nu sunt mulțumit. De ce? Pentru că puteam să mai câștigăm niște puncte. În cupă nu puteam să mai mergem mai departe, că la finală direct nu se putea. Dar punctele pierdute cu Galați, punctele pierdute la Dinamo și astăzi. Un meci pe muchie de cuțit, așa, din punct de vedere al punctelor care s-au pus în joc, fiindcă noi ne-am dorit foarte mult să nu pierdem. Aveam acel parcurs de 9 meciuri în care am pierdut doar cu Steaua în minutul 45 pe o greșeală individuală. De 4 etape eram neînvinși în deplasare. Petrolul, tot la fel, o echipă care nu luase de foarte mult timp gol și, credeți-mă, pe cuvântul meu de onoare, fără niciun fel de ironie, îmi pare rău că le-am stricat acest record. Mai bine marcam în repriza a doua. Dar asta e viața, mi-am dorit foarte mult să nu pierdem aici. Pentru noi orice punct este vital. Am avut și puțin noroc, au avut și foarte multe situații de a marca. Și noi am avut situații de a marca. N-am știut să gestionăm foarte bine anumite momente de tranziție pozitivă. Mă refer aici la contraatacurile pe care le-am avut. Am întâlnit o echipă net superioară din punct de vedere valoric. Cred că din punct de vedere salarial nici nu se pune discuție. Dar probabil care resimte în momentul de față instabilitatea de la nivelul conducerii. Și... indiferent dacă am fost și huiduit și mi s-a aruncat și cu bulgări după mine și eu sunt un tip mai coleric așa și mai ironic, dar felicit această galerie și acești oameni din Ploiești care mănâncă fotbal pe pâine. Noi, la o echipă mică, avem nevoie de acest suporter. Nu reușim să-i strângem, nu-i avem și îmi pare rău pentru acest suporter. Eu le doresc din inimă ca această echipă să înceapă să câștige cât mai repede și să le pună probleme ai Stelei, fiindcă eu sunt un antistelist declarat și m-am bucurat și când a luat Cupa Petrolul și este o echipă unde mi-aș fi dorit să lucrez în viitor și de foarte mult timp mi-am dorit. N-am reușit să ajung aici niciodată, probabil și trecutul meu rapidist, dar niciodată, să nu spui niciodată, nu știi ce se întâmplă, fiindcă
Să ai așa public în spate, credeți-mă ce vă spun, este ceva extraordinar, extraordinar. Eu am simțit-o în Giuleș, da. Și aici este o atmosferă incredibilă. Chiar ați vrea să veniți la proiect? Nu, eu, este o echipă care, eu sunt un tip mai, așa, mai coleric, mai, în care mă manifest pe margine. Nu pot să stau pe bancă și să stau stană de piatră. Ăsta sunt. Încerc să transmit echipei. Eu sunt, am o filozofie în fotbal, în general. Atâta timp cât stai pe bancă și sforăi, așa e și echipa în teren. Atâta timp cât încerci să transmiți, să fii agresiv, și echipa e la fel de agresivă. Bine, trebuie să ai și materie primă. Credeți-mă că noi avem jucători care sunt plătiți cu 3-4 mii de euro. Deci ăsta este bugetul la noi, salarial. Cred că doar 2 jucători au peste 4-5 mii de euro. În rest, toți au 2.000, 2.500, 3.000 și sunt mândru în momentul în care aduc 19 jucători și pot să-i fac să se bată de la egal la egal cu o echipă precum Petrol. Sunt foarte mândru. Da, este o echipă care mi-aș dori să lucrez în viitor. Petrolul este o echipă care are public, are tot ce-i trebuie, stadion impecabil, te simți... Am crezut că am trecut granița, că sunt în Germania. Asta e adevărul. Nu mă așteptam la dumneavoastră la remarca asta, că vă știu de când eram la Astra și văd că sunteți un băiat foarte generos în seara asta. Nu, e mult spus locurile 1-6. Eu consider ce am spus că această echipă va termina în primele 10. Eu știam ce jucători mi-am adus, dar nu sunt nici Mourinho, nici Guardiola, nici ei, dacă erau, nu puteau să-i facă într-o lună de zile să joace. Ceea ce probleme vor fi și la Rapid. Rapid vrea să aducă acum 20 de jucători să iasă din zona aia. Deci, fac o paranteză. E greu în momentul în care eu aduc 18 jucători să-i fac să joace. Mie îmi pare rău că se termină turul. Noi acum am început să jucăm. E greu și când te căsătorești, nevasta doarme într-o parte, o doare stomacul, se întoarce, invers, nu știi cum să o iei. Îți trebuie puțin adaptare. Nu, e logic, asta e. Sunt relații interumane, nu numai de joc. Deci sunt probleme care trebuie puse la punct într-o anumită ordine. Eu de 10 etape nu am pierdut decât cu Steaua. E, din punctul ăsta de vedere, celor care stau pe lângă primar să nu mai influențeze negativ, că în viață le vine rândul la fiecare. Și dânsul a avut șansa să antreneze Concordia Chiajna și... poate probabil îi mai vene. Încă o dată, repet, nu vreau să plec de la Concordia Chiajna, dar dacă sunt antrenori care își doresc să vină și consideră că pot să facă mai mult din această echipă, cu cea mai mare plăcere le cedez locul și le promit că Șumudică nu stă de mai mult de o săptămână pe dălături. Adică v-ați ținut, v-ați făcut piciul ăsta special pentru meci egal, ați făcut pentru victorie. Cine, eu? Da. Păi știam că nu pierd. Eram fer convins că nu pierd aici. Pe cuvântul meu de onoare, fără modestie. Fer convins eram că nu pierd. Păi, dar n-am venit să fac 0-0. Am marcat 2 goluri și am revenit de la 1-0. Eram fer convins că nu pierd la Petrol. Bine, exista posibilitatea și să pierd. Dar am crezut în echipa mea. Eu n-am avut mijlocaș de acoperire astăzi. Puteam să joc cu Bârlicici. Exact. Eu am jucat totul pe atac, cartea atacului. Am zis, domne, ori iau 3 puncte, ori asta. Eu pe vremuri mi-a plăcut roșie neagră. Recunosc că am jucat la casino, puneam 10.000 pe masă odată. Mie îmi place, asta e, mi-a plăcut, ăsta sunt jucător, joc. Dacă Petrolul nu juca cu Satri și defensiv, cine, eu? Păi de ce? Ce treabă am? Eu tot campionatul am jucat cu 2 atacanți. Tot campionatul, sunt singura echipă din Liga 1 care joc cu 2 vârfuri, număr 9. Dina și Pena. Sunt 2 vârfuri care au jocă număr 9 sau când era Wellington. Dar ce i-a socolul Dina asta mai frate? Că cât a jucat la Petrol, n-a niciun gol. Uite că acum a dat 4 goluri în 3 meciuri. Dar ce execuție la primul gol? Păi eu ce am jucat? Fundaș? Nevasta, da, am văzut-o și eu la o nuntă frumoasă. Da. Frumoasă. Dar mai frumoasă e nevasta mea. Mai frumoasă e nevasta mea. Bună întrebare. Mă gândesc până la Ploiești, să-mi dai numărul de telefon și te sun înapoi. Până la București, pardon. Mă gândesc. Nu, încă o dată spun, cu tot respectul, îmi doresc să rămân la Concordia. Am plecat la un drum. Eu în ultimul timp s-au și speriat oia în Dubai. Când am plecat în Dubai, se uitau pe CV-ul meu și schimbam echipele la 3 luni. Dar nu mi-a plăcut să intre nimeni în cabină și tu știi la cine vorbesc să-mi spună primar și astea, bă, intră ăla, de ce bate ăla corner? Și i-am zis, băi, de mâine să-ți cauți antrenor. Eu nu fac din astea. Și pe la multe echipe pe unde sunt. Un președinte l-am alergat pe după masă să-mi dea banii.
și știe cine, nu vreau să-i dau numele, deci eu nu mi-e greu să intru în conflict cu cineva, fiindcă e adevărat, asta e una din metecnele mele, sunt un tip conflictual. Bă, dar respectă-mă. Respectă-mă pentru ceea ce fac. Că eu în momentul în care greșesc, mă retrag. Recunosc în momentul în care greșesc. E, în ultimul timp, am două echipe la care am stat un an. Una în Dubai, unde nu e ușor să antrenezi și să dai mâna cu Oloroiu, cu Zenga, cu Hector Cooper, cu... și am scăpat de echipa respectivă, am luat-o cu 7 puncte și au rămas cu 28 în prima ligă, și una la Concordia Chiajna, unde sunt de 9 luni. Îmi doresc să duc acest proiect la capăt, fiindcă este echipă formată din mine de la A la Z. Victoraș, mai știi câte șanse să ratați să ocupați locul 2? Nici nu, cred că nici nu ne mai aduce minte câte șanse am avut. Plus de asta, câte șanse să înscriem am avut. Din păcate, asta e, trebuie să uităm cât mai repede. Ce s-a întâmplat totuși? Ați început bine? Ați marcat repede? Am jucat bine de durata întregii partide. Anumiți factori, cred că ne împiedică. Plus de asta, nu mi se pare corect ca un arbitru să zică că când ești clar lovit, să zică hai că numai pe jos stai. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Că-i mulțumit de efortul care l-am depus pe un teren așa de greu și că doar neșansa a făcut să nu câștigăm. Victor, spuneai că sunt anumiți factori care v-au împiedicat să urcați pe doi. Care ar fi? Cum am spus, niciodată n-am zis nimic de arbitru, dar astăzi... În fine, niște chestii mărunte care te împiedică, plus de asta și terenul foarte greu. Cu toate lucrurile astea am avut niște ocazii imense, iarăși. Păi îi reproșați doar acel galben pe care l-ai luat tu? Sau eu, a fost și penalti? Eu, din punctul meu de vedere, am reproșat exact ce am simțit eu. Am fost lovit în cap. Și normal că m-am supărat, pentru că după meciul cu Dinamo, chiar dacă atunci a fost involuntar, a dat și fault, acum a dat fault în atac. E incredibil, la altă fază. În fine, nu mai contează. Până la urmă... Cu atmosfera asta tensionată, cât de mult vă reduce șansele de a vă lupta la titlu? La felul în care jucăm, la lotul pe care avem, cred că rămânem o echipă, prima candidată pentru... titlul împotriva Stelei. Locul 3 până la urmă la finalul turului e bun? Suntem în semifinale cupei, locul 3, suntem pe podium, însă ne dorim mult mai mult de atât și jocul nostru cred că promite multe și pentru retur. Ați afișat acel mesaj Petrolul Mare. Ce ați vrut să transmiteți prin el? Da, odată cu tricoul meu de la meciul cu Dinamo, suporterii au zis că e nevoie de o susținere, de o promovare a acestui mesaj. În primul rând, echipa asta nu este al nimeni, a oamenilor din Ploiești, pentru că sportul în general e pentru oameni, nu pentru... un patron sau altul. Important e că suntem o familie, sperăm să se rezolve toate problemele și cum am spus în mesaj, Petrolul nu moare, o să rămân acolo sus. Totuși crezi că mai sunt șanse la titlu? Eu sunt optimist, doar mă știu, eu cred. Până la urmă vine bine această pauză ca să puneți la punct anumite lucruri, anumite probleme? Da, eu cred că o pregătire bună în iarnă o să schimbe mult în bine și e important să începem foarte bine returul. Prima victorie în această ediție de campionat. Au fost discuții, da, Mareșul Modică efervescent la sosirea la stadion.